Încă un caz șocant în județul Mehedinți. Un bărbat ce a fost dat dispărut după ce nu a mai ajuns acasă zilele trecute a avut parte de un final înfiorător. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost fâșiat de animalele sălbatice. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Descoperire îngrozitoare în localitatea Prunișor. O persoană ar fi fost fâșiată de animale sălbatice. Este vorba despre un bărbat din zona aerodromului Drobeta, care a fost declarat dispărut de către familie zilele trecute. După multiple căutări ale organelor abilitate, acesta a fost găsit fără viață în condiții deplorabile. Trupul neînsuflețit era de nerecunoscut. În urma activităților de căutare efectuate de forțele de ordine în cazul dispariției unui bărbat din zona aerodromului Drobeta, a fost depistată o persoană decedată în proximitatea satului Gârnița. În urma verificărilor efectuate a fost stabilită identitatea persoanei ca fiind cea pentru care se efectuau căutări. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea tuturor aspectelor referitoare la acest eveniment.